aveți alături de noi la acest fericit eveniment din Piața Divergia. Și înainte de urările de numai bine și petrecere frumoasă, mi-aș dori să-i dau cuvântul domnului Tiberiu Rod, care este președintele și unul dintre membrii fondatori ai acestei societăți, care își dorește foarte mult să vă spună și dânsul câteva cuvinte. În primul rând, bine ați venit! Totdeauna e bine să te întâlnești cu prietenii atunci când sunt momente de bucurie. Nu trebuie să plângem pe umerii unul altuia, ci trebuie să ne bucurăm că suntem împreună, suntem împreună într-un loc nou, într-o casă nouă, care, într-un fel, reprezintă și pentru Hiperbia o mică victorie. O mică victorie că suntem printre primele societăți private în medicină din Brașov și, aș îndrăzni să spun, din România, și am avut puterea ca împotriva multor neprieteni să rămânem cu foarte mulți prieteni. Și dorim ca în continuare, încă cel puțin 15 ani, să servim populația Brașovului și să alinăm suferințe, să ajutăm ca lumea să trăiască mai bine, mai mult și mai fericit. Acum am să predau ștafeta domnului director Legovici, care înseamnă tinerețea în conducerea societății noastre, așa că îi dau cuvântul să vă spună despre această foarte frumoasă dezvoltare a societății noastre. Mulțumesc pentru introducere. Tinerețea, vedeți că e relativă, ca și cei 15 ani de care ai povestit. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Suntem foarte bucuroși și emoționați. În jurul nostru este așa de multă lume. Mulțumesc tuturor invitațiilor. Mă bucur foarte mult că am deschis acest centru medical. Ne doream foarte mult să ne extindem în Brașov. Brașovul rămâne locația de suflet al Hiperdiei. Hiperdia s-a născut la Brașov și totdeauna cea mai reprezentativă va, atâta timp cât noi vom conduce Hiperdia, cel puțin, Brașovul va rămâne și ne dorim să rămână și o vom dezvolta în continuare să fie locația cea mai reprezentativă a Hiperdiei. Hiperdia, de altfel, pe parcursul celor 17 ani de existență, s-a dezvoltat. Astăzi noi avem 20 de centre medicale în România. Pe partea de imagistică suntem cea mai dezvoltată sau cea mai reprezentativă rețea de clinici de imagistică. Ne dorim foarte mult să dezvoltăm și celelalte servicii, sigur, atât serviciile paraclinice, cât și specialitățile clinice. Această clădire sau acest centru medical l-am deschis și cu speranța ca să reușim și să lărgim și echipa medicală, să dezvoltăm noi servicii și să îmbunătățim cele pe care le avem. Vreau să mulțumesc foarte, în mod special, și colectivului meu și aici șefilor mei de departamente. Trebuie, sigur, mulțumiri doamnei Anca Luca, directoarea financiară a Hiperdiei, domnului fizician Jean Ciurescu, șeful departamentului tehnic, doamnei Loredana Toconianu, șefa departamentului de marketing, domnului Horațiu Cenușăș, cel care conduce departamentul de IT. Toți au făcut eforturi foarte mari și s-au implicat pentru realizarea acestui centru. Vă doresc sărbători fericite,
vă doresc un an nou, numai bine, cu multă sănătate și numai bucurii și să vă simțiți bine. Mulțumesc! Thank you.